Iubesc mașinile, investesc în pasiunea de a colecționa autoturisme, participă la evenimente în care actorii principali sunt cai putere. Sunt membrii asociației BMW 30 Club, organizație care și-a dorit să aducă în fața publicului slătinean o colecție impresionantă de mașini și motoare, dar și multe surprize. De mic îmi plac mașinile, mă ocup cu mașini, am o colecție de mașini. Nu vă spun la televizor, o să fie o surpriză, o să mi le prezint pe toate ale mele care sunt. Asta fac de mic copil, pe lângă familie, pentru mașini trăiesc. Oltenia Wheels, proiect finanțat de Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local, se va desfășura în perioada 6-8 septembrie în parcarea de la Clubul Nautic și de agrement Plaja Olt. Sunt invitați iubitori de autoturisme de toate vârstele. Organizatorii evenimentului au dezvăluit pentru telespectatorii Olt TV o parte dintre surprizele pregătite pentru această primă ediție. În primul rând, o gamă diversificată de mașini. Expoziția propriu-zisă, care va conține supercaruri, mașini tuning și mașini retro, care noi credem că o să depășim mai mult de 150-200 de mașini adunate. Pe lângă motociclete, o să ne prezentăm și cu niște concursuri de biciclete pentru pasionații de biciclete, un skater de la noi din oraș, care va face niște demonstrații. MC-ul nostru al evenimentului va fi George Vintilă. Vom avea concert La Familia, Alan și Kepa, CIA, Biggie. De Alan și Kepa, pe 6-8 septembrie ne vedem în Slatina, Plaja Olt, la Oltenia Wheels, ambalează motor. Sâmbătă 7 septembrie, începând cu ora 17 pe străzile din Slatina, va avea loc o paradă impresionantă de mașini. Toți cei care doresc să-și prezinte autoturismele în cadrul acestui manifestări sunt așteptați să se înscrie pe adresa de e-mail olteniawheels@gmail.com. Cea mai importantă și cea mai frumoasă surpriză noastră cred că va fi parada mașinilor prin oraș. Traseul va fi Plaja Olt, magazinul Oltu, Alutus, gară, după care ne întoarcem înapoi. În cadrul paradei, în intersecția din zona Tineretului, Mircea Ene, pilot care a concurat în campionatul național de drift împreună cu echipa sa, vor încânta participanții cu o demonstrație spectaculoasă de drift. Mai mult decât atât, în cadrul evenimentului organizat de asociația BMW 30 Club, veți putea admira una dintre mașinile de epocă ale familiei Ceaușescu. În cadrul primei ediții a Olteniei Wheels se vor acorda premii simbolice atât pentru posesorii celor mai arătoase autoturisme, cât și pentru învingătorii competiției de ciclism.